În imaginile filmate de camera poliției și intrate în posesia Digi24 se vede cum șoferul depășește mașină după mașină, circulă pe contrasens și nu oprește la semnalele polițiștilor, chiar trece dincolo de limita județului Iași, ajunge pe raza unei comune din Botoșani. Inițial, polițiștii l-au găsit pe șofer staționând în mijlocul intersecției a două drumuri naționale din județul Iași. Agenții au ajuns acolo după ce mai multe persoane au sesizat la 112 că șoferul care s-a pus cu mașina într-un loc nepermis ar fi inconștient. Când i-a văzut pe polițiști, șoferul despre care se credea că putea fi băut a devenit agresiv. Conducătorul auto i-a văzut moment în care a demarat în trombă cu autoturism. Polițiștii au cerut sprijin altor colegi și au încercat blocarea în trafic. Acesta a oprit de câteva ori, iar când polițiștii se apropiau de mașină, demara în trombă, în unul dintre cazuri lovind și avariind o auto specială de poliție. Mai bine de 40 de kilometri l-au urmărit polițiștii, dar nu au reușit să-l oprească. Oamenii legii spun nu doar că a refuzat în continuare să tragă pe dreapta, dar era la un pas să intre în coliziune frontală cu autospecială. Atunci polițiștii au folosit arma. Un glonț l-a nimerit în zona toracelui. Acesta este momentul când șoferul este lovit de glonț. Se vede în imagini că pierde controlul volanului, iar mașina ajunge într-un șanț. În total, un polițist de la Poliția Rutieră din Botoșani a tras 17 focuri de avertizment, 4 dintre ele îndreptate spre mașină. Îl vedem pe filmare și pe agentul care a folosit arma, iese cu un pistol și cercetează zona. Șoferul în vârstă de 34 de ani a fost resuscitat de echipajele medicale ajunse la fața locului, dar fără succes. Cazul a fost preluat de procurorii județului Botoșani. Aceștia vor verifica și dacă polițistul care a făcut uz de armă a urmat corect toate procedurile în astfel de situații.